Și cum zic, filule, reiterarăm problema vis-a-vis de anul nou, că să-l petrecem la București. Ne mai vedem și noi, să mai surmontează și copiii ăștia. Zic, încă avusești și o alterație cu bărbatul meu. Că dacă nu te-o găsi, ori dacă nu-i putea, că totdeauna are omul casa să o pui la dispoziție așa de sărbători, înțelegi? Așa că am Tamara o cameră la hotel. Dar e niște prețuri absorbante, așa, asiatică rău, lumea după bani. Așa că să zic că tot mai bine la neamuri. Nu, finule? Da, nu știu că... Păi, acum e vacanță și copiii sunt tot timpul prin casă și nu prea e loc. Eh, nu-i nimic. Las. Nu se poate, nu se poate. Ce o să fie? Dar să știi că nu-mi pare rău de cât de dămigeana aia cu vin. Curat cum e lacrima. Dămigeană? Auzi, știi ce mi-a trecut prin minte? Ce? Îi băgăm pe toți într-o cameră și vă face loc. Mergem la hotel, luăm dămigeana. Care dămigeana? Dămigeana, nu zisești că... Olelei, păi nu spusei. Ce? Olelei, păi nu spusei ce pățâi cu jurata aia de dămigeana. Ce pățâși? Când ajunseră la București și o scoborerăm din timp, nu știu când s-a făcut că-i sărit dopul. Să derulă pe peron. M-a plecat după aia sărit, după luai, dau să-l sufru pe aia. Păi când miroasea ceva. Dura nas, miros, ce să vezi? Ce să văd? Era trăscău. Lasă nărcico că e bun și ăla. Aoleu, mai vedea. Lasă-mi dămigeana cu gaz. Îl o să iau pe aia cu vin. Nu se poate. Da, parcă eu n-am necazuri cu copiii. Ce zici că nu vor să stea toți într-o cameră? Vor fiecare camera lui, că au de învățat? Păi cum și acum în vacanță? Mai ales în vacanță. Las, nu-i nimic. Nu se poate, nu se poate. O să stăm la hotel. Dar nu-mi pare rău decât de curcanul ăla. Care curcan? Hei, unul mic, de vreo 15 kg așa. Dar ce atâta școală și în vacanță, dragă? Să stea să se odihnească toți într-o cameră, merge la hotel, luăm curcanul. Care curcan, ninele? Că eu-l văzui așa întrind, cam moleșit, așa, știi? I se dispersase moțul, uite, așa, pe lângă cioc, așa. Când îl văzui așa, să-i se deschiniță-l geamul, să ia și el o țraier. El când văzui așa, vâși din brațele mele și demară direct înapoi la slatina de unde am venit noi, auzi. Așa departe? Și n-ați dat fuga după el? Nu, de dură, me. Păcat. Păcăma, ce i-ar fi plăcut soacră-mii curcanul, știi că vine și ea. Și nici nu știu unde am s-o culc, da. Păi mă gândesc să iau o cameră la hotel, o iau lângă a voastră. Poate vă mai depănați amintirile, vă mai distrați împreună. Ei, nu se poate, nu se poate. O să fie bine și la hotel. Eh, dar-i păcat de putinica aia cu brânză. Când plecară malenașul tău, zise, cum o să te duci la finul numai cu un curcan? Și așa luarăm și o putinică cu brânză din la oile noastre, din munte, știi, de aia făcută de mine. Știu, cum să nu știu. Auzi, știi ce m-am gândit? Ia stai jos. Să culcăm copiii cu soacră mea și cu nevastă mea, că n-are rost să stați la hotel. Mergem, luăm putinica. Care putinică? Aia care ți-a dus-o. Păi nu mai e. Cum nu mai e? Păi în zăpăceala aia cu dămigeana, cu curcanul, uita intrin. Ce păcat! Ce păcat! Păi, o băgam în bucătărie, ne înghesuiam cum ne înghesuiam și vedeam noi că a dat și tata telegramă, peste telegramă, că vine și nici nu știu unde o să-l culc. Dar mă rog, tata că spune că vine, vine. Vine. Și la noi e strâmb. Strâmb, tot rău. Ce să-i faci? Nu-i nimic. Nu-i nimic, o să petrecem și noi la hotel, nu o să fie nicio... Da, îmi pare rău de ouălele. Care ouălele? Ouăle de le-a dus-i pentru Fina, fosută de ouă. Ca să facă și ea cozonaci. Nu, nu, că până vine tata, care nici nu sunt sigur dacă vine, mergem la hotel, luăm ouălele. Vezi de treabă, vezi de treabă că uitai să spui. Ce? Când mă repezi după curcan să-l prind de coadă, calcai peste paporniță și le făcui fleaș, că le făcui jumări, auzi. Criminalul! Ce surău, finule, ce să-i faci? Păi mai bine te călca trenul decât să calci nouă. Ulele, pe mine! Că tata întotdeauna când spune că vine, vine! Și aduce și pe maică sa. Oh. Pe bunica mea. Pa bătrână. Și aduce și o soră.
Și aduce și primarul, și notarul. Păi da... Tot partidul, cu Klux Klanul. Nu se poate, nu se poate. Ce să-i faci? Asta e. Pare rău. La mulți ani, finule, să trăiești! La mulți ani, finule! La mulți ani, finule! Plecăm la finutase ca cine-i loc de atâtea cadouri. Disipară! Mâna-ți, măi! Nu! Nu iese nimeni! Peste cadavru meu! Părăsiți încăperea cu obiectele astea! Mâncă-l altă ta de nebun!